Înțeleg, Inoculare. sunteți sora mai mare a Ludmilei. Da. Și Am v-ați văzut mutat de la câțiva ani acolo. în Italia. Ați văzut interviul de ieri, ați văzut probabil și postările. Am văzut că comentați la ea, dar ea șterge după aceea toată postarea, ca să nu o acuzați că șterge numai comentarii, ea șterge tot. Șterge tot, dar de ce asta ea? Vă spun drept că până acum, de acum 2 ani de zile de când o trebuie, înghit, o las. Poate să treze, poate a venit mintea la cap și a înțelege lucrurile care asta el îi face ea, dar nu îi face ea, îi face Domnul. Eu de cum aș știu de asta, sunt la 100% că face... Dar ea spune că aveți probleme de mai de mult, de până se cunoaște ea cu Dumitru Achiruș. De Da. exemplu, ați împărțit casa într-un mod în care ea s-a trezit în drum. Nu a Până la... fost o înțelegere cu dumneavoastră și cu frații ca să Nu, rămână acolo. De ce n-a putut să rămână în casa părintească? și până la casă ajungem. Copilul, de la început, ca să înțeleagă toți care m-au înjosit, am văzut comentarii câte și mai de câte. De la început a fost așa, între noi, vorbind două surori, că copilul avea probleme. Pe probleme, nu vorbea, avea 6 ani jumate, nu vorbea. Oh. E copilul a luat drept că în locul ăsta ia când blac cu dâns, când la cimișlia, când la duce la tata, când la cimișlia, când la tata acasă. Am văzut că ea, într-o parte și în alta, și să nu spună că eu n-am ajutat, că asta nu-i corect, că lasă spună să adevărul, în primul rând adevărul, că lumea știe, că de când s-a născut copilul și de când era însărcinată, eu întotdeauna am ajutat-o cu ce și am putut. Copilul s-a născut, îi trimitem de aici și hăinuță, și îmbrăcăminte, și aduc aminte toate Ea spune lucrurile. că nici un ban, nici un leuț, nici un iauraș, nimic. Ajungem și până la bani. Păi spuneți acum că trimiteți, dar ea spune că n-ați trimis. Păi, normal. E, Dar copilul... zice că bateți copilul. E adevărat că le educați așa cu Nu bătaie? e. Ascultați-mă, vă rog. Dacă eu îi bat copilul, copilul se atrage la mama. Așa și Copilul... spune. E așa și spune că se trage la mama și vrea să o vadă și nu-i dați voie nici să vorbească cu el la telefon. Nu-i corect nimic. Vă spun că eu am toate mesajele care le trimitem. Și face domnul Dumitru Chiruș. El scrie, îmi scrie mesajuri. Eu numai vocalele am trimis, fiindcă eu mai repede, mai bine să spun să audă, decât asta să Da, citească. fiecare cum e mai comod. Mesajurile sunt la mine. De când el s-a cunoscut cu dânsul, eu am observat că sora mea s-a transformat. 2 ani înainte de a se întâlni cu dânsul, între noi era legăturile, avem nevoie de ceva, Iuda du-te și cumpără, Iuda du-te și fă, Iuda încolo încoașe. Acasă plecam de două ori pe an plecam acasă, disunat, ne sunam în scapi, ne sunam, ieși, vede copilul, mă sunam, dădea un sunet, eu o sunam înapoi, vorbim, întreba de copil, cum să și ea la copilul, cum să... O fost totul bine. Totul s-a început de când Dumitru Achiruș a intrat la noi în familie. Vă spun care e problema. O fost atât la început cu... Ca eu să iau copilul în coașe, să o ajut. Nu că să-l iau mie, să-l țin mie. Să o ajut. Zic, dă să iau copilul în coașe, eu nu munceam atunci. Zic, stă acasă, dă să-l iau să mă ocup cu dânsul el, fiindcă el cu dânsul nu se ocupa. N-avea ocupație, fiindcă copilul, dacă te ocupi cu dânsul, el începe și a vorbi. El nu vorbi. Al eu aici. Păi de ce credeți că nu s-a ocupat? Pentru că era la lucru sau că nu are Spune că cultură eu de mamă sau de ce nu s-a ocupat? minte Sunteți la muncă. surori totuși, ați trecut prin aceeași educație amândouă. Asta, că el spune, păi eu mă sunt la muncă, când vin de la muncă sunt obosită și n-am când să mă ocup cu dânsul. Bine, n-ai când să te ocup cu dânsul. Zic, bine, de să-l iau. Eu l-am luat și ea în 2016, la 1 aprilie, copilul a intrat în Italia. A intrat în Italia. Cu un În ce scop. an, 1 aprilie, că trecut? 2016. Așa, 4 ani în urmă. Cu un scop oricare. Zic, eu iau băietul. Vedeam cum se comportă el în Italia, cum se deprinde copilul la Italia. Dacă el plânge, se cere la mama, eu ți-l aduc înapoi ca să-l poți să-l dai înapoi la școală în 1 septembrie, să-l dai la școală la Moldova. Abia trebuia să meargă la școală atunci, da? Păi Împlinea da. 7 ani.
Păi da, fiindcă el a fost lăsat un an repetent în, la grădiniță, fiindcă nu vorbea. Și era să-l mai repede, și la școală era să-l iese tot așa mai departe, fiindcă el nu vorbea. Nu se ocupa cu dânsul. Asta e problema. A fost tot legitim. A fost acordul ei. Am fost împreună la primărie. O scris cerere că i-am de copilul. Am scris cerere eu că eu asupra mea copilul. Tutelă sau cum se numește asta? Păi, da, după asta ea a fost făcut tutelă, au fost făcut documentele, au fost traduse, apostilate, tot regulat. Îmi cere legea, da. Îmi cere legea, fiindcă eu aici nu pot să iau copilul sau țin așa cum străin, spun ei. Sigur, dacă nu e al dumneavoastră, da. Am adus aici, am pus copilul în regulă aici, că îmi trebuiește să am medicul lui, pediatrul lui, fiindcă dacă eu am luat copilul ca să mă ocup, ca să mă duc să la spital, să fac un curs ceva cu logopedul, eu trebuie să am aici documentele făcute. Temeie legal, pot, da, da. Eu nu pot să țin copilul așa, permisul de sojourn făcut. Ei arată pe că unde stă ședința. Păi da, normal ședința, că trebuie să arăt locul unde stă copilul. Trebuie să demonstrezi copilul are unde, ședința, unde el stă. Nu să spun că eu l-am făcut, că e familia mea, nu e familie, că unii să uitați componentul familiar, fiindcă el trăiește cu noi. Asta și înseamnă, nu că e copilul meu. Și acum un an, sora a venit în vizită să-și vadă și băiatul sau i-ați dat de lucru, nu știu cu ce pretext, și zici că ați bătut-o. Nu, acum și ajungem și la asta, de acum. Fiindcă eu vă spun, eu ajuns aici de acum. A fost așa, că eu rămas fără muncă. Tot domnul Achiruș a făcut tot posibilul și o scos de la muncă unde lucra el la cărnătărie. O rămas fără muncă, că o chemat o doamnă, i-a dat salariu și a spus că de mâine nu mai vii la muncă. Fiindcă domnul Achiruș, ce facea? O punea, fă fotografii dincolo, fă fotografii. Eu am vorbit cu doamna. Și-o că eu, doamnă, nu mai vreau de acum să cineva să munca cuiva, înțelegi, să-și bată joc. Și eu spus, să-ți dau salariu. Dar dacă o învăța de bine să filmeze ilegalități, mi se pare minunat. Și eu aș învăța oamenii să facă la fel. Mai ales că a trecut prin experiența aceea de muncă la Moscova, unde zice că au fost dusă de nas și acum e dosar penal și ea e victimă. Fabrică, domnule, am lucrat și în fabrică la Cimișlia. Se întâmplă, poate într-un colțușor a rămas ceva. Se întâmplă. Nu că spui în mizerie. Ok, deci a fost dat afară de acolo și au plecat împreună la Briceni și acolo au fost exploatat și au fost alt dosar penal. E, asta cu la Briceni a fost pe urmă, după și au venit la mine și la Italia. A fost așa că au rămas fără de muncă. Îmi spune într-o zi, domnul Chiruș, că sunând și vorbind la telefon, o să vezi că să te trezești într-o zi cu sora ta la ușă. Zic, care e problema? Zic, las să vină? Zic, las să vină? Care e problema? Zic că asta ea nu e nicio problemă. Deci n-a fost inițiativa dumneavoastră, a venit ea la lucru. Nu la lucru. Eu i-am spus, copilul. Ești acasă. Mi-a spus încă și m-am mai bucurat că e însărcinată. A doua oară? Nu, după copilul ăsta. Înainte deci a doua oară, da, cu al doilea copil. Că e însărcinată. Zic, bine, ești însărcinată. Zic, eu la Moldova nu vin la anul nou. Copilul nu prea vrea să meargă la Moldova. Când era bunelul, el mergea cu părnișoa asta. Dar cum nu-i bunelul? El nu are la ce, n-al trage. Vă spun cinstit. Îi spun că vină tu, eu ți iau bilet. Vină la aici ea, 3 luni de zile ai dreptul să stai, vină și să faci aport biometric moldovenesc, da? Vină să faci și mai aici anul nou, stai împreună cu copilul. Pe urmă te duci acasă, mai departe faci aici de făcut. Vă spun cinstit și asta e adevărul. Eu iau bilet, îi trimit bilet. Ok. Domnul Chirușă spune că nu trimit, nu lăs, nu încolo, nu coașe. Că eu mă tem că pe dincolo, că eu n-a să o văd. Bine, zic că până la urmă eu au venit. Au venit la mine. Dar înainte de a veni la mine, domnul Chiruș a dat numărul meu de telefon la un domn, deci din Italia, precum că așa-l domn a să ajute cu munca. Zic că eu n-am înțeles. Eu o chem să stai cu copilul și el o trimite la muncă.
Femeie gravidă. Femeie gravidă. Și îmi spune că domnul și-a lăsat salariul, are restaurant, că lucrează cu tot familia în Italia, pe dincolo, pe dincolo, bla, bla, bla. Bine, eu am crezut lucrurile astea. Am chicat în, cum se spune, am căzut în rețeaua asta, ea. Mă cheamă domnul, îți prezintă, bine, ea. Când vine sora ta, mi-a adus și că asta ia, pe dincolo, zic, bine, zic, eu am, de la început am, vă spun că am crezut lucrurile. După ce un timp oarecare, câteva două, trei zile, el îmi spune, da, sora dumneavoastră e curată? Am rămas, cum, ce, cu ce scop mă dă întrebarea asta mie, că dacă e curată, zic, eu muncit, zic, în fabrica asta, că adică, fac, cum să vă lămuresc, da, fac la spital trei controalele medicale. A, da, da. Zic el, dacă mi-a spus că vine la restaurant, ai să lucrezi de Italia. A, în sensul ăsta probabil a întrebat. În sensul ăsta, eu m-am înțeles, zic, n-am înțeles, zic că da, e curată, zic că asta ea. Trece o bucată de timp oarecare iară, eu am rămas așa șocată și domnul spune, da, sora dumneavoastră are tatuaj pe corp. Zic, n-am înțeles, după cum știu... N-are tatuaj, fiindcă n-are de unde bani să-și facă tatuajurile. Și el îmi spune în momentul și ala, zic, vă trimit două fotografii. Zic, bine, trimiteți-le, să vedeți dacă e sora dumneavoastră și nu. Eu, fotografiile este care mi le-au trimis, eu astea le duc la poliție să le examineze. Bine? V-ați dat seama? Nu. Deci erau fotografiile ei cu tatuaje pe corp. Ce relevanță are asta? Da. Erau fotografiile altei femei. Acum vă, ca să vă explic... Sau acela care pretindea că are restaurant, de fapt era colat femei pentru prostituție. Eu nu știu care... Păi sau... spuneți, că eu nu înțeleg. Că Dumitru, eu trimis fotografiile a domnului ăsta, care mi le trimis mie să văd dacă e sormea sau nu e sormea. Și o să mai am încă, dar nu pot să ți le trimit. Păi da, ce-i cu fotografiile celea? Ce-i cu tatuajele? De ce întreba așa informații? Eu nu spuneți, că Ludmila n-a spus de cazul ăsta. Spuneți dacă ați bătut-o sau nu acasă. Nu. Asta nu că bătut înseamnă una. Dar două palme... Ziceți că v-ați tras de telefon, i-ați luat telefonul, să ștergeți probe, e. Nu știu ce... Hai să mergem și la cu telefonul ăsta. De când a venit la mine și zic, Liuta, te rog frumos. Zic, între pe, îți dau Wi-Fi-ul, intră pe telefonul tău și îți șterge de pe adnăclasnic, chiar acolo cu poliția, că pe dincolo. Zic, tu, în asta, în politică, nu știi nimic. Șterge, fiindcă Dumitru pune acolo tot pe ăsta, tot și la, dacă vă uitați și pe Facebook și pe adnăclasnic, el era stăpân pe telefonul ei. Zic, te rog frumos, șterge toate prostiile astea, tu ești o parte feminină, pune ceva, o floare, pune ceva din bucătărie, pune cu copii, pune fotografiile tale care cu copil, nu pune toate lucrurile astea. Zic, tu ești o doamnă, nu ești o asta, ea, că să-mi pui tunii cu anticorupții, cu toate astea. Zic, nu. Da, e greșit să ziceți, îmi pui tunii, că își punea ei și treaba ei, că femei se comportă ca bărbați politicienești, mi se pare minunat. Chiar și azi a publicat ceva cu chipuri, tot felul de tâmpenii. Am vrut să-i scriu comentariu că e aberant și am văzut că gata, o șterzi. Deci probabil Dumitru a învățat-o, a dus-o pe care ce-i vrea. Nu ea care pune pozele, nu ea. Posibil. Nu ea, fiindcă e, nu știe cum se cheamă, Matinca, cum asta o cheamă pe, și în ce an s-a născut. Eu asta, într-o zi și de-am făcut împreună de cum acasă, și curățenie, și de mâncă miruță acolo, pe pat, și ieși de pe pat, eu și de mă picioare, și era telefonul lângă mine. Dar așa, glumând, eu telefonul în mână, zic, hai, spune-mi, eu nu putem să intru la dânsă în telefon, că e codat, trebuie să pui numărul, și eu nu putem să deschid. I-am spus, da, hai, zic, ăsta, ia, dă să-ți dă o faiu și dă să, ăsta, ia, intră și ieși să cancelezi, nu că să cancelezi eu. Ea să canceleze, zic, nu-mi place lucrurile care sunt postate pe lume, pe ea este ea. Eu am avut, tot mă chemau alte persoane, zic, și cu sora dumneavoastră, că intră când la mine, când la prieteni, mii pe dincolo. Zic, nu intră ea, dar intră el. Eu telefonul în mână, dar nici vă spun, eu am rămas fără cuvinte. Ea îmi sare asupra mea, mă apucă de haină și mă trage,
în casă la mine, mă trage și nu zice asta ea, că eu am spus la toți, că tu mi-ai luat copilul pe asta ea, zic, dar și cu tine, zic, Iuda, și cu tine, zic, dă-mi drumul, de, tu la mine în casă, tu la mine în casă, stai și mă, m-am întins de haină, m-am luat, și mă, zic, mă duc în camera și ea, e de ora mea, dă-mi telefon, zic, Iuda, dă-mi, când eu am spus, dă-mi telefon, dă-mi telefon, eu am văzut, dar asta am înțeles că ceva îi ascund în telefon, fiindcă e de acum avea Wi-Fi-ul și îți corespunda cu domnul Dumitru. Ați înțeles care problema? Mi se pare da. Corect să comunice cu păi, bărbatul vieții ei și dacă a venit un speții, primul lucru în loc de bună ziua îi dai parola la Wi-Fi, nu? Păi tot. Când a venit ea, în ce situație a venit ea? În ce situație? E gravidă. Eu am documentele care unii eu au fost... Nu, doamnă, în genere, informațiile astea despre starea sănătății ei nici nu cred că o să le dau pentru că sunt date personale și putem fi acționați în judecată amândoi pentru divulgarea datelor personale. Haideți să vorbim doar despre chestii pe care le-au acuzat ea, că ați bătut-o la ea acasă, că îi bateți copilul, că nu vreți să-i dați copilul nici să comunici cu el pe internet și că i-ați luat împreună cu frații casa și ați alungat-o din casa părintească. Iată câteva acuzații. Și dumneavoastră le negați pe toate. Nu-i corect nimic. Fiindcă eu n-am copilul, nu l-am bătut, cum spune e că l-am bătut. Copilul, eu ieri, Sara, i-am arătat video care mama lui îl postează. Știi ce spuneți copilul? Uite cum râde e. Uite cum râde. Uite cât o să ăsta ia bugiarda. Bugiarda, știi ce înseamnă bugiarda în italian? Nu știu, dar ce video a publicat? Cu ea, cu copilul sau ea despre nu, copil nu. Vorbind? Nu, live-ul care l-ați postat dumneavoastră ieri cu ea. Am înțeles, interviul cu ea. Uite, și el s-a uitat copilul, spune, ia uite cum e să râde ăsta, uitați cu ăsta e mincinoasă. Dar și copilul la 10 ani de-am înțelege așa ceva? Domnul, dumneavoastră 10, are 11 acuși. Mm-hmm. Acuși 11. Și înțelege românește, chiar dacă învață acolo în italiană, el, vorbiți acasă el, în română cu el. El înțelege, și că unii nu înțelege, mă întreabă să-i traduc. Ok. Mm-hmm. Ok. Unii nu înțelege, lui ăsta ia... îi traduc eu. Și el îi spune, da mama ce-a spus acum, da mama ce-a spus acum. Și uite, ia uite cum se râde ea, uite cum se râde uscă. Mm-hmm. Copilul vede că uscă, mama e o bugeardă, eu am mesajul, vreți să ascultați mesajul când eu îi spun, deschide și vorbește cu copilul. Și el spune, mama, apri. Și el nu vrea, nu închide telefonul. Pe WhatsApp, toate chemările care eu le-am făcut, mi apasă-te asta, ia pe roșu și nu răspund. Nu și acum, care e statutul copilului acolo în Italia? Încă mai aveți acte în regulă ca să-l întrețineți, să-l copilul, educați? Copilul în Italia e în regulă. El aici tutela, n-are termen scăzut. Am înțeles. El are, eu sunt controlată de tribunale din provincia. Este un judice care mă controlează. Eu în fiecare an îmi dau darea de seamă. Copilul ce stare, sănătatea, cum cu sănătatea. Eu mă duc de la pediatru, facem controlul medical și trebuie toate documentele la astea. Eu sunt controlată. Și dacă copilul, cum spune ea, eu sunt una că, cum a făcut ea, mi-a spus, că să... În tot felul, nu, dar să admitem că ea e capabilă să-l ia înapoi și să-l crească. Domnule, în Italia îl dați, că eu îi sugeram să duc în Italia să găsească de lucru și acolo să crească copilul. Mine. Depinde domnule, de ea. Nu depinde de mine, copilul nu vrea. Asta e altă treabă. Copilul nu poate decide, mama decide. No. Părintele, dacă ar avea și tată, și tatăl lui ar depinde. Nu, copilul de la 10 ani, de acum sunt el, de acum singur decide unde vrea să stăie. Cu care dintre părinți? Dar dumneata nu ești părintele lui. Eu nu sunt părinte, dar noi acum aici la Italia suntem ca părinți. Eu am dat jurământul, este la tribunalul aici, cu jurământul, că eu asupra mea, viața copilului răspund. Da. Răspund eu, dar nu asta e, că ea aici în Italia, n-are nici o nimic. N-are nici o nimic. Deocamdată. Dar eu pot să vă spun că eu de câte ori am rugat-o, Iuda, eu aduc copilul să-l lăs acasă, o lună, două, și asta ea. Nu-mi răspunde la telefon, dar vrea că acum copilul nu vrea. Vă spun drept că eu am biletele luate, de acum blocate, copilul nu vrea să meargă la Moldova. El se teme că n-a să vină înapoi.
Dați-vă o întrebare și asta ea și răspunsul să la viață în continuă. Ea mai pretinde că vreți și celălalt copil și pe fetiță. Ma, domnule, eu vă spun că eu nu dar am... De ce zice că o amenințați, că o să fie privată de drepturi părintești, că denunțați la organele de asistență socială? O să mă duc și asta ea, ei să fie trași la răspundere pentru toate călunii care le fac ei. Pentru eu la asistența socială nu m-am adresat să eu copilul, nici copilul ei, nu îmi trebuiește. Cum ai, eu acum am rămas, ca să fac bătușă și mamă, nu mi-e ușor, copilul încă acum am probleme cu dânsul. Eu trebuie să mă așez cu dânsul la masă, să fac lecțiile, eu trebuie să fac când să fac mâncare, trebuie să-l întreb ce mănâncă, când nu mănâncă, nu vrea să mănânce tot. Nu mi-e ușor, vă spun drept, de acum am luat copilul asupra mea, eu nu pot să-l duc în stradă, să-l lăs în stradă, sau cineva să-și bată joc de copilul ăsta. Când ați creat copilul ăsta, am spus, mătușă, de ce nu m-ai lăsat? Mai sunt vreo 7-8 ani, o să fie matur și o să decidă deja de soarta lui singur. Păi asta, dar să nu îmi spună eu că eu îl bat, fiindcă dacă copilul îl băteam, el era să ducă la școală cu ceva de picor. Copilul vrea să ducă trist la școală, copilul se duce la școală cu zâmbet, vesel, are prieteni. Era să fiu, dacă era să fie ceva, că să-l obișnuiesc de la școală, era să vadă imediat și era să mă dea la asistența socială. Dar din contrariu, când mă duc la adunări, îmi spune că doamna, că o mamă italiană nu se ocupă cum vă ocupați dumneavoastră cu copilul, cum stați de urma lui. Fiindcă el nu știa vorbi, el s-a dezblocat. Acum e în regulă, da? Vorbește, învață, vorbește, se exprimă. Vorbește clar. El pe mine mă corege câteodată sau când scriu, că eu doar de n-am învățat eu latină, nu am învățat încă rusa, chirilica asta ea. Eu zic că nu așa. Bravo. Că nu depinde de mine, eu i-am spus că nu depinde de mine. Și casa părintească din sat? Casa părintească a fost așa. Fiindcă când, după ce o decedată tatăl meu, de să facem documentele cât mai repede, fiindcă după asta toate cheltuielile au fost, le-am făcut eu, le-am plătit eu toate cheltuielile, nu au scos o capică nimănui, fiindcă nu le-am cerut la nimeni o capică. Nu, dar ați decis toți patru frații că lăsați pe unul. De cel mai mic sau de ce ați ales pe unul din ceva? Am decis, așa, toți împreună eram. Toți împreună eram, că fratele mai mic, că noi aveam ăsta, ea, tata avea două case, că una a cumpărat-o când a fost la Israel și eu a făcut cadou pentru fratele mai mare după mine, că normal, că părinții au bătut capul ca să aibă băieți, așa era, că trebuie să aibă cuibul lui. Și a cumpărat și eu că donat-o la nuntă lui fratele și socoate, nu socoate, da, deja e proprietatea altcuiva. Ce a rămas de la părinți, de la tata? O casă. Da. Casa părintească a rămas aici. Zic, Liuda, ascultă încoașe. Eu de aici nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Așa el întare casă. Tu, cu ocazia, fiindcă eu copilul am luat cu ocazia și ea. Că eu copilul, după aceea să vină și ea la Italia. Așa au fost. Documentele le-am, că eu i-am făcut ea. Codice fiscale la Italia, i-am făcut ședință la mine în casă pe 3 luni. I-am făcut să nu vă uitați-vă. Atunci, anul trecut, când veniți la lucru sau cu ocazia ce? Când a venit el la mine, eu i-am făcut documentele ca să o pun în regulă și pe dânsa. De cum vorbiți să mă ieși ea, vorbiți de acum că să iau apartament, ca să stai cu copilul. Domnul Oleg, eu am făcut tot posibilul, i-am dat tot așa pe asta ea. Eu o lăsat tot și s-o dus la domnul Dumitru. Acum cine-i rău? Cu dragostea nu te pui. Cu dragostea? Dacă e dragoste acum... Dar domnul Dumitru a spus că are două case, două apartamente la Ucraina. Unde sunt apartamentele domnului cu asta ea? Stai treaba lor. Știu că stau acum la cineva care i-a primit gratis într-un sat. Documentele sunt. Pe 6 februarie trebuie să mergem la chistura Treviso să depunem actele. Actele, eu le duc la Moldova. Și ei era de acord să rămână. Era de acord. Era de acord. Că eu sunt la Moldova, nu se mă duce. Dar adică, vă spun, că de la bătaie care s-o primit, eu mă duc la spital și tot cu dânsa în spital. O duc la acolo, mă duc dimineața și tot cu dânsa. O fac tot, o aduc la mine acasă. Îi dau masă, îi dau tot, că mi-e soră.
Și pe la urmă, asta era pe ultima zi, după eu antrenez-o acasă. Eu antrenez-o, domnul Oleg, fiindcă tu, eu fac tot pentru tine. M-am dus, am făcut documentele să-i fac, să eu casă, să stai cu copilul aici la Italia și să-i caut de lucru. Și casa părintească? Casa părintească a fost așa, că el trebuie să vină la Italia, zic că asta ia și rămâne, pe unul trebuie să facă. Pe unul. Zic, Liuda, eu n-am nimic, nici eu aici n-am casa mea, sau stau în chirie. Dacă noi suntem fete, vii aici, a să-ți faci viața aici, a să luăm aici, cum fac, cum lucrează toți și cum sunt toți care vin aici, ia. Zic că nu e asta, ia. Ne-am dus acasă împreună, știm că avem cuib bune să ne adunăm toți împreună la o masă. Nu a fost, că e că spune că e bani, nu a avut să-i dă bani, nu a fost vorba de bani nimic. Era, auzi, că, înțelegi, a fost tot normal. Încă și când am fost la notar. La notar. O oră de vreme, vă duceți afară și vă gândiți bine. A ieșit afară și am vorbit împreună și ne râdem împreună încă asta ea. Odată e scălitura, nimeni nu-i pus pistolul la gură, ăsta la cap ca să-i scălească, cum spun ei. Ea zice că ați acceptat ca ea să rămână cu fratele acolo, dar actele să fie pe numele lui. Și după ce s-a văzut proprietar, fratele o dat-o afară, din casa părintească. E după ce s-a dus de la Italia, de la mine, fratele o chema la telefon, Liuda, vine acasă. Și eu i-am spus, Liuda, te duci direct acasă. Direct acasă. La casa părintească, la frate. La casa părintească. El nu s-a dus, că eu s-a de făcut probleme, s-a dus la domnul Achiruș. Fratele meu era la Cimișlia, s-a dus că când făceau înainte de botările din februarie, s-a dus la Cimișlia. A venit jos de acolo unde ieșe, de așa că lucrează în oficiu. A chemat-o jos, Liuda, hai acasă. Fratele și ala toți, Liuda, vin acasă. El nu vrea, că eu a spus că eu acasă în stat nu mă duc deloc. Nu mă duc deloc, înțelegeți? Acum când au rămas în stradă, ei vreau casă. Înainte nu lei, nu era. Eu după ce o cedată asta, i-a murit tatăl meu, i-a spus, Liuda, ascultă în coașe, la lucru zic acolo, tot spune că e greu. Bine, las lucru, vin acasă, stai acasă. Eu să ieși, fratele mă mic, să ducă pșicotare și el să lucreze. Eu îți trimit 100 de euro, el îți trimite 100. Ai stai acasă, ai grijă de casă. Nu, că eu asta am scăpat de bortă, asta să vină înapoi în bortă. Domnule, adevărul, vă spun, asta e adevărul că azi, mama când a fost de 5 mai, eu nici nu știu și ziua, 5 mai, 3 mai mama s-a decedat, 5 mai a fost înmormântată, când am putut să mă duc de la Italia, când avem actele, că am primit scrisoare că trebuie să mă duc să le primesc. Și n-am putut să merg la mormântarea mamei. Dar când am fost acasă, tata a murit în mâinile mele. Eu nu știu care parte să cine să mă asculte. Că nu-i dreptul care spune, nu-i e. Eu dacă s-o duc pe dânsa să vorbească e, nu, să uite la mine ochi, ea spun cu totul altele. Dar poate să facem o discuție între ei, să o invit și pe ea și pe dumneavoastră și să vedem atunci reacțiile pe față. Zâmbește, nu zâmbește, să nu o sfătuiască Dima ce să zică. Nu, fiindcă a mine soțul nu se vâră. Nu se vâră în toate astea, i-am problemele astea. Nimeni nu se vâră. Eu i-am spus că asta e familie. Mă lămuresc eu. Nimeni nu se vâră. Eu și la seară mă uitam și tremuram tot. Vroiam să chiar aseară să vă chem. Dar zic că nu sunt situații. Da, chiar aseară și mi-ați scris, dar am lăsat deja pentru ziua. Că na, noaptea era prea târziu să facem zgomot. Ce și spune, ei toate sunt mișuni. Eu vă spun că sunt mișuni. Ei nu-ți dă seama și face cât rău la copil face. Nu fac eu. E ca mamă face. Fiindcă e dacă era mamă, trebuie să stai. Eu vă spun că dacă copilul stă bine aici și mă duc și eu stau lângă copil, vreau să stau să stau lângă copil, dar nu o să les copilul să iasă de pe ușă. Soțul mi spune, Liuda, tu te duci acasă, dacă vrei, e copilul. E copilul tău, nu e nostru. Eu închis ușa și s-o dus. Dar am dus-o noi. Tot eu i-am plătit drumul. I-am gătit asta ea la drum și de mâncare și tot asta. Ea nu o spune că eu o spus că vrea să ducă. Am trimis-o eu. Haine de ei încă le-am aici încă. Eu v-am spus că se întoarce înapoi. Dacă mi-am dat așele trei palme, domnul Oleg, eu vă spun, m-am pus eu pe urmă, zic că plânge, zic că Liuda, tu trebuie să mă înțelegi lucrurile care sunt, îmi pare pe urmă rău, trei palme i-am dat, dar nu le-am dat că cum spune, e. Dar și o palmă e multă, e violență și nu se admite. E de micut,
eu n-am ridicat un deget din mie să iei la dânsul. De... În copilărie toți ne băteam cu frații, nu cred că nu v-ați bătut. Eu mă duc la spital, ridic chiloței, mă duc și am grijă de dânsa, am grijă de copilul ei, să vină în casă la mine și să mă puși de haine, să facă ei ceva. Ei, dacă nâmbile la telefonul omului, chiar că e proprietate, da, viață personală și nu ai voie să te bagi. Una când îmbli, deschis telefonul, dar una că am luat telefonul numai mână. Am luat telefonul numai mână și nici nu m-am gândit la așa reacție care să aibă e. Că înseamnă că e în telefonul și el avea mai multe lucruri care eu toată ziua așa din putin. Viața ei personală, secretele ei, nu aveți ce să atentați. Dacă o tratați copilul ei tot așa, nu o să aibă viață personală, săracul copil și o să suferi ca și Liudaș, ca și Dima. Trebuie să lăsați viață personală. Chiar și soțului, chiar și copilului. Care suferință că se bagă cineva în viața personală, în telefonul tău. Numai atâta ne mai rămâne în familie. Telefonul și computerul. Eu nu, Oleg, înțelegeți că eu nu m-am luat să mă uit eu în telefonul ei. Eu l-am luat, mă vă spun că mă i-am luat în mână zic, când să-l dau ei, să deschidă, dar nu să mă uit eu. Nici o interes. Eu toată ziua ședem cu telefonul meu deschis și ei suta la mine telefon, că dacă n-am și ascunde. Păi da, zice că o sunat de pe telefonul dumitale, o sunat la cineva și cere ajutor. Domnul Achiruș mă suna și ăsta ia și în conținut și nu, eu trebuie să vă dau ăsta ia, să vă citesc și eu și-o scris el. Că pe urmă să vă dați seama cine și ce ăsta ia, că m-a pus în toate... Nu, că eu când vin acasă... Nu să știi în ce context v-a scris el asta. Nu cred că acum o să putem restabili situația adevărată. E, nu, domnul Oleg, eu știu... Nu o să dați doar contextul. Trebuie să ascultați... O să dați doar un fragment din ce a spus el. Și nu-mi fac iluzii despre Dumitru că ar fi foarte corect. E capabil și el să spună jumătăți de adevăr sau chiar minciuni. Păi, jumătate de adevăr. Că eu când eu venit eram la spital cu dânsa și zic, Liuda, îi scriu pe asta ea că ești în spital, eu nu m-am așteptat la reacțiile este ea. Zic să-l aduc și la cunoștință și pe dânsul că e în spital. Dar în spital era după bătaia ce e, după trei palme? Nu, prima. A, după ce venise de acasă, am înțeles. Prima, că aș deodată. Am înțeles. Eu scriu Liuda în spital, zic mâine s-o curiță. Și el îmi spune că mâine scriu asta ea. Mâine scrii, cum a scris el, eu citesc, mâine scrii, fac surpriză, Interpolul te va găsi. Ion, de care este ea, m-a sunat, mâine se lămurește cu tine, probleme vei avea, vei fi deportat în Moldova, vă promit. Dar stați că și încă mai este încă și an. Deci are legătură cu cel care zicea că e patron de restaurant și că o angajează pe ea la lucru? Deci crezi că era o schemă, era în înțelegere cu acela, o schemă ca să vă atragă și să vă acuze după aceea de trafic de persoane sau? Păi. Și aveți? Este dosar penal în cercetare? Aveți probleme cu organele? Nu. Și eu nu l-am dat pe dânsul nicăieri. Păi nu dumneavoastră l-ați dat. Ei v-au dat dacă v-au întins capcană și fata au ajuns până în Italia. Înseamnă că a funcționat provocarea, nu? Sau nici nu știți, nu v-a citat eu nimeni. Nu știu ce-a făcut la Moldova, nu știu nimic. Dar când ați fost ultima dată în Moldova? Vara trecută. Aproape un an. N-ați fost citată la poliție, nu? Asta a fost după ce a revenit Liuda acasă. Păi da. Da. Mult. Da, ascultați, scrie că eu lucrez la CNA, agent sub acoperire. Mâine Liuda trebuie să mă suni. El spune. Ima așa scria, da? Da. Vrei să fii luat, spune, descrie din fratele meu, că dacă vrei să fac probleme și la fratele meu, să-l pui la pușcărie, pe urmă, dar mai întâi vă fac viața în coșmar la familia voastră. Eu nu cred că viața vei coșmar de când a intrat Dumitru în familie, că eu am impresia că au fost tensionată și până la Dumitru. Și tot e și asta, îmi spune că în continuu, te-am dat la asta, vorbi asta, la poliție, te-am dat la Psetelocul, la anticorupție, te-am dat, mie nu-mi vine nimic, eu vă spun, eu mă duc acasă liniștită și te găsești cu dosar penale, pentru ce dosar penale, când eu nu-s vinovată, eu am făcut un bine, că am luat să zic că asta e copilul, să vină și e, câte fete îmi scriu, că doamna Lilie, să văd eu așa soră, să mă ajute atâta, că eu nu știu, aș cupa mâini și picioarele, că am făcut tot pentru dânsa am făcut.
Nuntă i-am făcut ea, tot s-o căsătorit cu câci mai decât din banii mii. Ei s-o trăiesc cu bogat, eu nu trăiesc cu bogat, domnul ăsta ea, cum spun ei. Vă referiți la tatăl băiatului, da? Nu, el, ei spun nuntă cu altcineva, cu italian bogat. Eu nu trăiesc cu italian bogat, dacă ești bogat, eu avea castelul. Dar eu am trăiesc la gazdă, în primul rând, să nu grăiesc prostii, că lumea crede că eu plătesc. Eu n-am plătit în viața mea la nimeni, eu copii că n-am plătit, eu dacă știu că sunt dreaptă, n-am pentru și plăti. Dar cum s-a terminat relația cu patronul de restaurant și angajarea Lydiei? El a ajuns la spital și a renunțat, nu s-a mai dus cu acela să vadă. Nu, după ce eu am scos-o de la spital, pe urmă el ăsta ia, a continuat să mă sune și să-mi spună că ăsta ia, când mi-o aduci pe Liuda, când mi-o aduci pe Liuda. Adică eu am chemat aici la copil și el când o să ia, era și el lângă mine, că eram în magazin când m-a chemat, dacă tu nu termini, eu îți fac denunce la carabinieri. I-am spus. Da. Da, v-au trezit suspiciuni, pozele celea cu tatuaj sau... Da, da. Pentru că el a spus că... Eu i-am zis că trebuie strimată geanta înainte de a veni, zic, strimată geanta care, cu hanii înainte, că să vin cu geanta mea micuță, zic, dacă e însărcinată. Eu, cum spunem, pentru viața ei, că să vii mai ușor la avion, să n-ai o greutăți, că e însărcinată, înțelegeți? El spune că asta ia... Da, când ies că de geantă, că să aduc haine, o să dă plasă, că eu am haine aici, o scamne și scurte de piele am. Și la urmă eu îl întreb de asta, ea, dar dumneavoastră cu familia, unde e stăi? Da, stai cu o fată aici într-o cameră, stai cu o fată. Dar familia, eu sunt divorțat din 2005, trăiesc numai cu eu și cu ficiorul meu. Spuneți-vă, rog, unde o trimite el? O trimite la copil? Sau unde o trimite el? La copil și la lucru. La el și acum auzit că are unde să se ducă la lucru, amândoi în Italia, dar de-am streac pandemie. Da, să ducă la Italia, lasă vină la Italia. Că eu, anul trecut, în luna în februarie, ne-a scris că e vine la Italia, că are și un ăsta, e avocat, că m-a sunat încă unul anul trecut, că nu se prezenta cu număr ascuns, privat, că aduc copilul acasă, ăsta, ia, dacă nu aduci copilul, asta ai probleme. De două ori m-a chemat. Zic că eu în continuu spunem prezintă-te, că nici nu vorbi bine italiana. Zic, am înțeles că aici ea este totuși prieten de-a lui care sună. Acum, domnule, eu vreau ca să... Poliția de la Chișinău. Poliția de la Chișinău vreau ca să vadă cine e acesta, vă spun. E un vrabi. Dar n-ați scris plângere nici la consulat, nici la ambasadă, nici la mai.md. Domnul Oleg, mi-a venit asta care e de ieri, alaltă ieri. A, recent, ok. Da, acum vă spun, el să stăia, i-am văzut că el e în prietenii cu lui, ca și el, care, nu știu, care, tot care, sătieni care scrie, el scrie, scuzați pentru părău, dar eu știți că și eu scris el. Pidărașii sunt rugați și nu comentează, să nu comentez aici, futim rău, scuzați-mă. Dar pe unde? Public o scris, nu v-o scris privat? În public, unde a fost filmul ăsta ea. Și Dumitru scrie, sunt niște râsuri trole de a lui sora mea, padrușdea ei. Dacă scrie sora mea, poate chiar Ludmila o scris. Da. Doamnă, lăsați. După și ea, domnul scrie mie. Stați unic ăsta, ea, că îmi scrie mie mesaj. Îmi scrie că eu este nu le lăs, fiindcă nu pot să lăs lucrurile astea. Trebuie să fie ca cineva. Alora, bună ziua. Eu sunt de la poliție. Vă aduc la cunoștință că aveți să aduceți copilul la sora, la sora. Da, copilul trebuie să fie lângă mamă. Lui vă previn că timp de 10 zile copilul, adică în 10 zile, nu-l fi la ăsta, ia că e scris, trimitem să vă... trimiți-l ia cu forța, riscați de la 5 până la 8 ani de detenție, ăsta ia, adică la pușcărie, și scrie că tot așa vom face... Asta era mesaj privat deja, da? Nu. Tot public. Da, mesaj, comentariu public.
Nu, mesajul ni l-a trimis nici pe Messenger. Și cine l-a expediat? Ce nume are? Ăsta vrabi acela? Da. Ah, ok. E vrabi? Și zici că e de la poliție, da? Da. Și spune că asta ia, că avem detalii. Mai repet o dată, timp de 10 zile, dacă copilul nu e la Moldova, aveți ani grei de pușcărie. Și soțul la fel. Se vor deplasa polițiștii acolo și vă lua cu forța. Da, polițiștii moldoveni îți vin în Italia și îți vă ia cu forța. Sigur că da. Ei nu te iau de acasă dacă ai probleme și... Da, asta e. Doamne, mulțumesc pentru încredere și pentru mărturii. Eu m-am cam lămurit cu toate problemele. Cred că ar fi interesant o discuție în trei, cel puțin, cu ambele surori, dacă e posibil și cu ceilalți doi frați. Dar nu vă pot obliga în vreun fel. Vă propun doar, dacă vreți să discutăm pe față, să vedem reacțiile imediat și nu așa, indirect. Ea spune una, dumneata spune alta. Cine vorbește aici? Stare în Italia pure. Amuși vă... Copilul. Perché tu mi hai lasciato qua in Italia. Volevi neanche stare in Italia pure. Ma quanti regali mi hai mandato? Neanche mi hai mandato delle caramelle, dei giocattoli, nessuna roba. Perché non mi hai dato, non mi hai mandato dei regali? Quanti regali mi hai mandato? Stai zitta. Il singur non... Basta, io sono stanco, non voglio più rispondere, capito? Devo andare a letto e non ti rispondo mai più. Deci copilul că nu o să-i răspundă mami. Nu se știe în ce condiții copilul a scris chestiile astea de pe telefonul dumitale la adresa mamei lui. Nu se știe în ce condiții a făcut copilul ăsta. Deci nu pretindeți că copilul a făcut din capul lui la 10 ani, îi spune mami așa urățeni. Domnul, și de ce numai italiană? De ce vorbește numai italiană cu mai? Păi, cât dacă el și în Italia, el moldovenește, nici nu vrea să vorbească. Înțeles, ok. Nu vrea să vorbească. Ascultați-mă în clasă, dumneavoastră așa... Lasă-vă, eu am spus, când vin acasă, eu mă duc la asistență socială, lasă-vă un psiholog, lasă-i copilul, lasă-l cerceteze, să-i facă întrebări, eu sunt de acord. Nu îl implic, eu nu mă implic deloc. Dar îți puteți acum, după carantină, îți puteți veni cu copilul în Moldova? Poftim? Îți puteți veni cu copilul în Moldova după starea de urgență? Eu vin, fiindcă eu de acum m-am săturat, copilul lasă de vadă și cum. Eu vă spun, vă garantez 100%, eu nu depinde de mine, eu mâine îl duc acasă, eu i-am spus multe mesajuri, eu mâine, copilul nu vrea, plânge că el nu vrea să meargă la Moldova. Eu cred că eu nici un judice n-a să facă lucrul ăsta, să impui copilul să stai cu mamza. Că el are aici prieteni, el are comoditățile. Un judecător din Moldova o să-l dea copilul mamei dacă mama o să demonstreze că are cum să-l crească, are unde să-l crească. Pentru simplu motiv că e mamă. Mai mamă, dar știți că care problema? Că mame sunt care le nasc, dar sunt care mame sunt care le cresc, sunt care se chinui. De tot felul, de acord. Care da. Se chinui mamele. Că dacă era să fie o mamă, îi dădea căldură. 4 ani de zile, vă spun încă una, 4 ani de zile, nu o singură dată am spus eu, cumpără și trimite niște bomboane. În 4 ani de zile să nu trimis o pereche de ciorăpei, o pereche de o măculiță, niște asta ia să trimis la copil, că eu am spus, Luda, nu trebuie mult. El are. Dar de la mamă, o cutie micuță, trimite că el să vadă de la mama. Înțelegeți-mă corect? Nu au fost lucrurile astea. Spuneți-vă, rog, cum copilul ăsta se ducă dacă el știe că n-are căldură? El spune că băietul era rece. Nu era băietul rece, era el rece când a intrat aici. Stimea să ducă-l în copil, nu că băietul era rece. E de discutată, sunt chestii de psihologie după avion, cu sarcina pierdută și câte alte probleme, e greu. Eu încerc să înțeleg mai degrabă. Oricum, mulțumesc, doamnă, pentru interviu. Dacă s-a pune cineva în locul meu, eu nu știu cum asta e, cât e deșat și eu asta ia, rezist lucrurile astea, toate prostologiile astea care le spun e. Minunat ar fi fost să vă înțelegeți, ca surori, ca femei. A fi separată de domnul Achiruș, e să transforma în altă. De ce s-o separi dacă e iubirea vieții ei? De ce te bagi în familia ei? Eu
Eu vă spun Nu-ți că... Nu-ți place de Achiruș? Nu-l lua de bărbat, dar ea l-a luat și are și un copil cu el. Este mesajul, mi-a spus, măi omule, ai vărut familie, zic nimeni nu-ți interzici, fă-ți familie, du-te și muncește, răsuflică-ți mâinile, sunt toate mesajuri, nici un fel de, cum spune că eu am sunat, lasă-mi demonstrez unde am sunat și unde sunt eu, că pe dânsa o amenințez, lasă-mi de ei, că eu n-am nici o amenințare de pe telefon, eu o să vin încă să facem încă, telefonul meu, îl dăm la poliția acolo și telefonul ei și lasă să facă mesajurile, dacă sunt toate. Atunci să vedem concluzia care spune mișiunile și dacă eu ascultat mesajele care eu le-am trebuit vocale. Eu n-am cancelat nimic, domnul ăsta, Oleg. Înțelegeți-mă? Eu vreau asta ca să fac. Și a să iasă dreptatea, să iasă la suprafață. Dar spuneam că e trist ca între două surori să intervină poliția să facă dreptate. Eu n-am avut probleme cu dânsa până 2 ani în urmă, domnule. Înțelegi, n-am avut probleme, ei mă suna, eu sunam, e pe Skype să vorbi cu copilul, e pe Skype să vorbi în fiecare sâmbătă când asta ia. De când, vă spun, de când odată cu domnul ăsta ia, eu uitat de copil. Nu, eu că nu vreau să-i dau să vorbească, ea știe destul de normal, vă spun că mesajele sunt vocale, când eu rog, deschide, nu scrie, deschide și vorbește să aud. Nu deschide. Poate nu putea, poate. Cine știe ce situație, circunstanțe erau. Stat și la centru, celălalt de azilul, celălalt de lângă gara de sud. Și... Eu dacă mă sună cineva, zic eu și noapte, mă scol și răspund. Și noapte mă scol la ora 2, la 3 din noapte și răspund. Am diferit, eu noaptea închid telefonul. Eu răspund, fiindcă de cum am pățit-o, când mama o să o decedat, la 6 dimineața m-a scolat, în ce condiții eram, că nu știam cum să fac, cum să ajung la Moldova. Îmi pare rău că v-am adus aminte din nou de asta. Știu care din sat, știu care e problema și știu ce am făcut eu pentru familie, că și acum am întrețin familia, reparații în casă, am făcut tot eu din bani, mic, tata, uscălile acasă, numai cât e coropca, cum spune și asta deasupra, dar restul e făcut tot de mine, tot e de mine, că eu ne-am făcut casă pentru mine, am trimis mobilii de la Italia, am făcut tot ca să fie condiții din casă și pentru tata să fie condiții și baie și bucătării, tot. Și acum el spune că el vrea să-l dăie pe fratele meu și să o ducă pe dânsa acolo cu copilul. Dar el unde să stăie întrebarea? Înseamnă că el vrea să se elibereze de dânsa. Puneți-vă întrebarea încă asta. Puneți-vă întrebarea asta, că el vrea să-l scoată pe fratele de acolo, dar el unde să trăiască? Sper să vă lămuriți, sper să aveți înțelepciunea și să vă împăcați ca surori și să vă acceptați soții așa cum sunt. Eu așa cum nată, vă spun că și tata meu, că așa jinere, ca și soțul meu, el nu a avut. Cum mai avut de-al soarei meu, mai avut prieteni. Laudă-mă gură că ți-ai dat friptură. Nu-i laudă. Sunați, dușeți-vă și asta, i-am informat vă mai bine în sat și să spui toată lumea cum tata zice cu soțul meu pe la asta, ia sătă locul și a fost încă stimat. Și Dima s-ar fi dus, dar dacă nu mai trăiești, cam gata. Mai ceva ca cu un fiu să cu dânsul, că era lui moldav și island italian, ei să înțelegem mai bine că când ai vorbit cu moldovan. Nu e așa. Înțeles situația. Mulțumesc pentru relatare. Dar încă una, domnule, eu spun, s-a dus acasă asta ea, că eu asta nu s-o iert. S-a dus acasă și a spus că eu am impus-o să doarmă cu soțul meu, să-mi fac un copil. Ea și public o scrie despre asta. Păi da. După aceea o șters, probabil. Domnule Oleg, vă dați seama în ce situație mă vărâie pe mine. Deși eu chiar vă spun, ce sunt un animal? Un animal? Dar nu e animal, doamnă. Există așa metodă de a face copii cu mame surogat. Fac și persoanele gay, așa, fac și persoanele infertile. Nu e nimic imoral, mai ales că se apelează, iată, la familie, ca și cum se păstrează genele. Dar dacă nu a fost, nu a fost. Dacă o inventat, rușine să-i fie. Doamnă Oleg, după cum e asta, adică de la spital, am dus, am curățit-o și asta ia să pun să doarmă cu omul, soțul meu, într-o casă, copilul ei încă aici. Vă dați seama care și prostii spun el. El spune, el o impune să scrie toate prostiile astea, pentru asta ea să răspundă, fiindcă eu nu lăs lucrurile astea. Spune că n-am ajutat-o acasă, de câte ori plecam cu soțul, când ieșim din
poarta, ușă, era, era fratele, toți erau trei, că eram toți împreună. Soțul meu scotea 50 de euro, 50 de euro. Și spune că eu n-am ajutat-o cu copii, cu copii, cu nimic, hrănuță la copil. Bani, că tata a ajutat-o. Tata a ieșit la pensie cu nici 500 de lei pe lună. Tot eu l-am ajutat pe tata, trimitem bani acasă, cu tii. Că la șeputul lunii, de unii, că tata a ajutat de pe banii, tot banii mii, tata dădea ea. Tot banii de la mii de și aropie și dădea și ea. E muncea, avea câte 2.000 la 3.000 de lei pe lună. Nu îi ajungea. Nu îi ajungea. Zice, tata, eu asta n-am cu ce mi-i pleca la autobuz de ăsta. Vă dați seama, adică tata, cu 500 de lei. Controlați, vă rog, 500 de lei pe lună, că plăție numai lumina și telefonul. Puteți să le zice. Și ea îți duce în cere bani de la tata, de pe și, de pe și. Eu n-am ajutat-o, tot banii mii și acolo și lua de acolo. Nu spui mișiuni, că i-am dat să le cu ea ședință. Dar n-ați dat-o niciodată în judecată sau pe mâna poliției pentru calomnie încă? A s-o dau, acum să vin și a s-o dau. A s-o dau, fiindcă acum nu mai pot. Eu mă sătrat să-și bată joc de mine, fiindcă eu vă spun cistit. Să nu mă ascult de ei și n-am pus un deget când eram mic, am tus un braț pe stătă locul și la mare, că nu puteam să mă duc din caier, părinții, dacă o iei și pe dânsa, îți dă voie, dacă nu, nu. Peste tot locul, vara când copiii nu erau la tabra pe Iliască, eu eram acasă, mă dușeam dimineața la muncă, că lucram, știți cum era înainte, munceam câteva 4 ore, venim acasă și trebuie să stau cu dânsă. Toți de seama cu mine, vin acolo să distrau, eu nu putem să mă duc. Mă dușim cu dânsă în brață, acolo și venim înapoi tot cu dânsă în brață. Eu am spus că eu crescut în greutate, greutate eu, că m-am îngrijit toți. Și acum, la fel, eu s-ar avut să chem grabulanța, că nu mai putem atâta să sufăr. Eu nu-i pot vă spun cinstit, 2 ani de zile am înghițit, am înghițit de acum, nu mai pot. Nu mai pot. Nu, nu mai continuăm interviul, pentru că nu vreau neapărat lacrimile și emoțiile dumneavoastră. Sunt lacrimi de durere, nu sunt lacrimi care ieri era sărătie. Ea e mai optimistă, poate, decât dumneavoastră. Când știi că vrei copilul, eu mă dezbat, mă duc și mare și munte, mă duc și-mi iau copilul. Dar nu rămân acasă și stau și fac video-uri, live-uri. Ea tot zici că o să-ți bată și o-ți vine și o să-și ia copilul din Italia sau vă așteaptă să veniți cu el acasă, în Moldova. Doare, când scrii, când îți pornești, când s-o pornit, îți scrii prima când... S-o pornit, pe urmă scrie că a spornească la Italia. Zic, bine, lasă vii, eu aștept aici, lasă vină. Nu i-am închis telefonul niciodată în față. Deci și acum, dacă sună, poate să vorbească cu copilul ei, da? Copilul, dar cum să vorbească dacă eu sun și nu răspunde ei? Bun, dacă îmi sună ea, poate să vorbească cu copilul? Păi eu îi dau și data trecut când eu o spun. Zice că a stupat ecranul, obiectivul, să nu vadă, nu știu ce. Era ora 10 de cum noapte, eram în pat. Eu eram în pat și zic asta, ia și eu, nu trimis și fotografii de-a fete, zic că nu-mi trimit, e bine, se rupe inima când văd copilul ăla că suferă. De ce suferă? Dar eu nu mai pot de acum. Dar de ce suferă copilul celălalt? Dar ce nu suferă? De ce suferă? Toți copiii suferă că au fost aduși pe lume și condamnați la... Da, dar cum nu suferi de să duci într-o casă în alta? Asta nu suferință, domnule. Dar tot ești la gazdă și tot te muți dintr-o casă în alta, nu? Da, dar spuneți-vă rog, eu nu mă duc în fiecare lună și mă schimb cu gazdă. Când eu poți, cum poți, na, dar dacă e picior de diplomat, de exemplu, nu tot așa umblă dintr-o casă în alta? Nu, Dumitru, mai puțin să fac probleme pe unde îți duci și el, scaut de familie și scaut de muncă, cum fac toți. Dar nu așa să-i dai toți, el vrea bani să-i curgă din pot. Nu vin din pot, trebuie să-i muncești cu sudoare să facă. Cum fac și frații mei să duc, unii nu găsesc și la ciment și la vie și la... Unii nu găsesc de muncă să duci pentru 100-150 de lei pe zi. Fiecare cum poate. Unii preferă decât să lucreze degeaba, mai bine să stea degeaba. Păi să facă live-urile. Și live-urile pe internet sunt extraordinare. Cine poate face, cine nu, se uită și plânge. Păi da, noi vă spun că eu aștept cum am răbdare să termin, să mă duc acasă, vă spun cinstit,
Eu la Cundec, mă, nu mai Poate ne pot. vedem la vară la Cimișlie, la Basarabeasca, la Chișinău, cumva. Să nu-mi spună ei că eu am făcut fals, documente false, eu n-am făcut. Când am fost eu la spital la Dâș, eu m-am dus cu procura. Zic, Liuda, i-am dat și la asta, că nu vrei să mă primească, eu fac 2000 de kilometri. Că eu zic, tot spun, că te-am dat la anticorupție, că te-am dat, zic, bun, soțul îmi zic, pleacă, du-te și lămuriți-vă odată. Eu plec, fac 2000 de kilometri, mă duc la Dâș, la asta, ia, el, domnul Dumitru, nici nu vrea să spună unde e, zic, spune unde e, că eu trebuie să vorbesc cu dânsa, eu cu dânsa să vorbesc. Nu vreau să-mi spună, a trebuit să mă duc la poliție, la Basarabiasca să mă aclareze. Eu m-am spus că e la spital, eu mă duc la spital, de acum eu sunt act să mă primească. E mă la tata asta, procul ăsta ia să-mi facă, zic, ți-o lăs ție și tu când ai să stai, dacă poți, duci să faci la notar. Nu i-am spus facă semnătură și nu italian, nu italian, fiindcă zic, Liuda, zic, ai să trebuie și că ai să duc să vezi copilul. Ca copil pe urmă spate înapoi, tu știi că el nu, sunt mesajul, nu mi-o trimis, e cu eu am înțeles, îți fac. Îmi spune că fac și îmi fac și că eu înțeles copilul, nu vrem la Moldova. Într-o zi spune așa, într-o zi, dumneavoastră vă dați seama că ei nu știu și vreau ei. Deci nu a mai făcut procură, nu a extins, nu... Procură și uitați, asta e procură, de 2018, când eu am fost acasă și eu n-am făcut nici o procură, fiindcă eu n-am nici un drept. Trebuie mama să facă scriptura ei. Ludmila. Și asta dacă e din 2018, e valabilă 3 ani sau 5? Nu. Acum vă lămuresc când îi clarificăm și cu asta. Ei nu au vrut să facă bine. Eu pe urmă am venit înapoi la Italia, n-am rezolvat nimic. N-am rezolvat nimic cu dânsa. Că eu i-am spus, eu ți-o lăs duplicatul, te duci unde vrei la un notar și arăs duplicatul ăsta, numai să schimbi anul. Același conținut? Același conținut, că îi încredințez surorii mele copilul meu. E tot așa, numai că să schimbi anul, de cum să scrii 2018-2019. Zic, eu doar spun, pe un an îți face. Pe un an, ăsta s-a dat pe un an numai. Zic, și deci în spun, lipsa acestei procuri nu puteți să ieșiți din nou cu copilul din Moldova. Da, asta e nu. Acum, de acum am înțeles altele, cum au ieșit altele lucrurile, nu noi. Acum eu pot să ies. Pot să ies. Eu m-am dus la asistența socială vara trecut când am venit acasă, pe a fost în martie. Și abia m-am gândit în luna lui august acasă. Eu am fost la asistență socială, zic să mă interesez. Zic cum de făcut, cum de este ea ca să pot să vină și ies, ne clarificăm. Eu nu știm, eu sunam, nu ne răspunde, telefonul ne-l închid eu. Cum apărim la Italia, înapoi ea și pe eu să iar să-mi facă mesajul. Cum eram la Moldova, ne închid eu telefonul, nu vreau. Am mesaj, zic eu, vin, dacă ai frică de mine, ieți poliție, vină să ne pe asta, ia să vorbim. Nu! După și eu vin înapoi, mă întorc, încep iar cu mesajurile să mă băcșească. Că nu e așa. Și m-am dus, vă spun, că am fost la asistență socială. Îi spun de doamna Șalaru. Eu doamna Șalaru n-am văzut-o, nici nu n-am cunoscut-o. Fiindcă doamna era în concediu. Eu nici n-am vorbit cu doamna. N-am vorbit cu doamna, m-am dus și era un domn, zic, dacă puteți să mă ajutați, zic, eu nu știu ce să fac, cum să fac, zic, eu vreau să duc copilul, dar zic, că pot să iese. Și am intrat, o sunat la telefonul verde, o sunat domnul, pe urmă scos niște documente, iar asta ea, am sunat la aeroport și am clarificat care e problema, zic, dacă doamna e tutor pe copil, copilul e legalizat, asta ea, are tot dreptul să intre și să iasă din țară când vrea. Fără procură asta, ea de acum nu mi serve. Fiindcă de acum este ea, îți trebuiește când tu ieși odată din țară. Până legalizezi, da, până legalizezi da. Relația. De acum ai legalizat tot la Italia, n-are probleme, nu nimic. Înțelegeți că are problema și eu n-am plătit la nimic, cum el a spus că am dat. Că eu nu, vă spun cinstit că eu cu doamna Șalaru n-am văzut și nu n-am vorbit cu dânsa, am vorbit cu un domn numai. Și este încă care ne-a spus documentul, este acolo că asta ia, o să dacă ceva aveți probleme, sunați la telefonul verde și vă clarificați mai bine încă. Al poliției de frontieră. Da. Și când m-am întors înapoi, eu m-am oprit și chiar m-am interesat și am spus, domnule, zic, era o doamnă și un domn, zic, eu am o problemă, o întrebare, zic. Zic, eu cu mama copilului, zic, nu pot să fac legătură, că nu răspunde.
Zic, eu, copilul, zic, pot să vin și să stăia, să vin la Moldova să mă întorc înapoi. Și zic, da, de dumneavoastră sunteți din nou tutorul asta ia în toate, și aveți toate actele în regulă, o zic, nici o problemă, treceți. Am înțeles. Bine, doamnă, așa, mulțumesc pentru mărturie. La mine nică, cum spun nimic, eu spun că eu am plătit la doamna Șalaru, că eu am, că el spune că eu, dar încă și asta, că eu cineva comandează la doamna Viorica, care de pe sănătăță, dar ci, de unde să, cine să eu, în primul rând, că eu aici nu văd eu de capul meu, că vă spun că de dimineață până seara tot trebuie să mă ocup. Acum facem mai lecțiile pe online. Dimineața fac lecțiile, seara la 5 avem mai online. Eu n-am timp că să mă ocup cu toate prostologiile, că să iau fata. Mie nu-mi trebuiește, vă spun ce zic, că nu-mi trebuiește. Și să fac eu, pentru și să iau copilul ăsta. Nu pentru și mă vâră asta. Lasă-mi că să creșteți o fetiță. Dar până eu am spus de mult de acasă, unde am fost chiar și la poliție, la ce mișlesc, doamne, știți că să luați pe asta, zic că nu trebuiește, zic eu mi-e destul, cât am probleme cu primul, zic că nu mi trebuiește. Vă spun de ce? Pentru că e fata lui Dumitru. Dar nu de asta că e fata lui Dumitru, nu de asta că e fata lui Dumitru. Dar eu aveți destul de probleme cu primul, am înțeles. Câte probleme eu am aici copilul, că vă spun ce stit, are a lui, are un caracter foarte, cum să spune, că lui, dacă nu-i place, deși am îndoiet foița asta, că nu trebuie să eu îndoi, plânge, că asta ia, că nu trebuie, zic, sau dacă zbuliter o greșește, plânge. El singur greșește, el vrea să fie tot la perfect să fie. Zic, Dima, lasă așa, scrie mai departe. Zic, nu mai decât trebuie să fie tot în perfect, el tot în perfect să fie. Și vorbiți cu el în italiană? Ok. Vorbiți cu el în italiană? În italiană vorbesc. Eu dacă vorbesc moldovenești, le răspunde în italiană. El nu răspunde moldovenești. Nu vrea. Eu îl întreb, moldovenești, că vorbesc asta, ea, el înțelege. Unii nu înțelege, sunt cuvinte care nu le înțelege. Asta, dar și el, tu dacă vorbești moldovenești, el răspunde italiană. Dar cine vorbește acum? Cât vorbiți dumneavoastră, atât vorbește și el. Joacă la PlayStation. Am înțeles, ok. Credeam că e la lecții. Nu, lăsați-l, nu-l aduceți în cadru, doamnă, nu-l aduceți în cadru, că îi trebuie să protejeze. Nu vrea. Corect, bravo. Să-și păstreze identitatea până o să fie matur și o să dispune de fața lui cum o să vrea. Nu, el de departe vreau să vă salut, numai că eu i-am arătat de cine-i domnul. Opresc înregistrarea și poate să vină după aceea.